Bine ați venit în cadrul Palatului Administrativ Consiliul Județean Bacău. Este prima ședință, ca să zic așa, normală. Și eu mă bucur de ea, așa cum vă bucurați și noastră. Și să ne dorim ca să putem cât mai mult, să ținem cât mai multe ședințe în această sală mare a Consiliului Județean. Am să vă rog să încercăm pe cât posibil, ținând cont că spațiul este altfel decât în sala mare, unde am ținut ședința CAE, să păstrăm oarecum liniștea în așa fel încât să ne auzim cu toții. Dacă suntem pregătiți, eu declarez ședința Consiliului Județean convocată prin dispoziția numărul 96 din 21.03.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege, consilierilor. La ședința din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 35. Având în vedere proiectul ordinii de zi, la ședința au fost invitați să participe domnul Cristian Codreanu, director general, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, doamna Crășmaru Natasha Gabriela, director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, domnul Popa Adrian George, manager, Spitalul Județean de Urgență Bacău, directorul direcției și șefilor serviciilor din cadrul aparatului de specialitate. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 15.03.2022, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022, 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 2,6 metri pătrați din zona drumului județean DJ-119D, situat în satul Orben, strada străinului Elena, comuna Orben, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău în favoarea SCD Elgas Gride SA. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 0,80 metri pătrați din zona drumului județean DJ-119D, situat în satul Orben, strada Torului, comuna Orben, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD Elgas Gride SA. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 3,64 din zona drumului județean DJ-119D, situat în satul Orben, strada Saltemelor, comuna Orben, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD Elgas Gride SA. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 0,616 metri pătrați din zona drumului județean DJ-119D, situat în satul Orben, strada Nicolae Negri, comuna Orben din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SCD Elgas Gride SA. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 18 metri pătrați din zona drumului județean DJ-207G, situată în sat Letea Veche, strada Alexandru Ioan Cuza, comuna Letea Veche, din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD Elgas Gride SA. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public și domeniul privat, precum și valorilor neevaluate a bunurilor de natură a construcțiilor și terenurilor la data de 31.12.2021. Proiect de hotărâre privind participarea județului Bacău în calitate de membru fondator la constituirea asociației Cluster de Educație pentru Dezvoltarea Durabilă CEDD. Proiecte 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă pe perioada determinată a licenței de traseu și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane pe traseul județean numărul 49 Bacău-Gărești-Tazlău, cuprins în actualul program de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții
restaurare, modernizare și dotarea clădirii patrimoniului și transformarea acesteia în muzeu în municipiul Măinești. 12. Proiect de hotărâre privind stingerea împrumutului acordat la ființarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil situat în municipiul Bacău, strada Condorilor, numărul 2, județul Bacău, înscris în cartea financiară numărul 68.720 din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumul burselor referente semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul special de stat în județul Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind recompensarea elevului Luca Bartolomi pentru performanțe deosebite obținute la campionatul internațional Colus ce s-a desfășurat în Dubai. 16. Proiect de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru anul 2022. 17. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, modernizare strada Calea Caraclăului în municipiul Onești. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între județul Bacău și municipiul Măinești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții pentru restaurare, modernizare și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu în municipiul Măinești. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între județul Bacău și comuna Corbasca în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții privind remedierea zid de sprijin PDE 1244-DE 1372 km 2+460 km 2+435. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu comuna Dofteana în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții în modernizarea drumului comunal DC131A de la kilometrul 0+000 la kilometrul 2+500 în comuna Dofteană în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții privind obiectivul pasajul rutier pe DN11 în municipiul Onești, județul Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea implementării proiectului îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19 prin lucrări specifice la instalații de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. 23. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu comuna Zemeș în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții Escapada Zemeș 4. 24. Raport asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău în anul 2021. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pe? Pentru rigoare, domnul, propun ca să schimbăm pentru 11-18. De acord. Nu putem apăra. E corect, e corect, e corect. E corect. Deci, în primul rând, supun la vot amendamentul domnului consilier Județean Olteanu. Cine este pentru? Votul împotrivă, se abține cineva. Amendamentul a fost adoptat. Ca atare, supun la vot proiectul ordine de zi în formula amendată. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținem. Proiectul ordine de zi a fost adoptat.
Supun la vot în, în conformitate cu prevederile 135, alineatul din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecturi. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vadă. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 63/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Cine este supun la vot proiectul suplimentar al proiectului ordine de zi? Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă fac cunoscut că v-a fost transmisă spre informare și analiză adresa Camerei de Conturi numărul 26.693 de 10.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean sub numărul 6.471 de 17.03.2022 însoțită de raportul de follow-up numărul 23.744 din 24.02.2022 încheiat la DGASPC Bacău. La punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocate în data de 15.03.2022. Vă rog, doamna secretar general. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul Unității Administrativ-Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Ținându-se cont de prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței Consiliului Județean, ședință extraordinară, din data de 15.03.2022. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat. În continuare, dau cuvântul doamnei secretar general. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În exercitarea funcției, Consiliul Județean aflat în una dintre situațiile de conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, Consilierul Județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestui hotărâri. Vă rog, dacă avem compatibilități, vă rog, domnul consilier. Da, bucurat. La punctul 14, nu particip la vot. Fac parte din Consiliul de Administrație la 3 pentru Mărești. La punctul 14, nu particip la vot. Domnul consilier Broiman, domnul Broiman. La punctul 14, nu particip. Doamna... Și eu la 14. Dar haideți să ne organizăm ca să le... Vă rog să vă anunțați numele din prenumele ca să începem. Vă rog, doamna Cosmă. Punctul 14. Doamna Ancai Carmen. Punctul 14. Domnul Pleșca. La punctul 16, nu poate fi. Punctul 2, de pe ordinea de zi suplimentar, nu fac eu. Ionuț Andrieș, da? Da. Domnul vicepreședinte, vă rog. La punctul 10, nu participă. Ion? Cine? Am consemnat pe toată lumea? Cine? La cursul de elevi, nu? Domnul Garbin, Pleșca, punctul 2 de ordine de zi, Anuieși. Domnul vice 10. Domnul vice... 10 și 14. 10 și 14. Thank you.
Deci dacă s-au... Domnul Cucerescu... Și nu dacă la 14. Da. Și ele. Cucerescu la 14. Și ele la 2 de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Dacă nu sunt obiecțiuni sau intervenții pe acest proiect, supun direct la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat la MAP. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 6 metri pătrați din zona drumului județean DJ119D, situat în satul Pen, strada Străinului Elena, comuna Orbeni din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD-ului Gazbrii de Sat. Dacă nu sunt intervenții pe proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de serviciu deasupra terenului suprafață de 0,8 metri pătrați în zona drumului județean DJ119D, situată în satul Orbeni, strada Părului, comuna Orbeni din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD-ului Gazbrii de Sat. Dacă nu sunt intervenții, vă rog că supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitude asupra terenului suprafață de 3,64 metri pătrați din zona drumului județean DJ119D, situat în satul Pen, strada Salcărilor, comuna Orbeni, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD-ul Gazbrii de Sat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 0,616 metri pătrați din zona drumului județean DJ119, situată în satul Pen, strada Nicolae Negri, comuna Orbeni, județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD-ul Gazbrii de Sat. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trec la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 18 metri pătrați de zona drumului județean DJ207C, situat în sat Ledea Veche, strada Alexandru Auguza, comuna Ledea Veche din județul Bacău, aflată la drumul public al județului Bacău și la administrarea serviciului public județean de drumul Bacău în favoarea SCD-ului Gazbrii de Sat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre la punctul 7 a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
inventarului bunurilor din domeniul public și din domeniul privat, precum și a valorilor reevaluate a bunurilor de natură, a construcției și terenului la data de 31.12.2021. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind participarea județului Bacău în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Cluster de Educație pentru Dezvoltare Durabilă CEDD. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, eu cred că este un proiect care se prezintă, nu știu dacă pe scurt, doar ca să fac așa o scurtă informare în față dumneavoastră, este un proiect în parteneriat cu Primăria Bacău, ca membri fondatori, Primăria Bacău, Dedeman, Aerostar, Barier și Barleta și nu în ultimul rând, de asta e cluster de educație, Universitatea din Bacău. Noi sperăm că prin acest cluster să atragem fonduri europene și să fim să facem de așa natură încât educația să servească pieții de muncă de la nivelul județului Bacău. Și de asta avem și un parteneriat cu mediul privat, în așa fel încât solicitările acestora să se suprapună cu ceea ce se va dezvolta din punct de vedere al învățământului universitar de la nivelul județului. Știm foarte bine că este o lipsă acută de oameni bine pregătiți în anumite zone, mă refer în zone deficitare ca ingineri și, bineînțeles, ceea ce înseamnă tehnicieni pe anumite zone de interes la nivelul județului și știți foarte bine că și Aerostarul, și Dedemanul, și Barleta, și Barierul au nevoie de oameni pregătiți, specializați în anumite domenii. Dacă nu sunt întrebări și observații la acest proiect, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum a fost prezentat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă pe perioada determinată a licenței de traseu și a contractului de delegare gestiunii serviciului de transport public județean de persoane pe transportul județean numărul 49 Bacău Berești-Azlău, cuprins în actualul program de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect și, bineînțeles, ținând cont de cei care au declarat că nu participă la vot, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Nu participă la vot. A fost, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între județul Bacău și municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții privind restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu, transformarea acesteia în muzeu în municipiul Moinești. Deci am primit indicatorul de 18. Nu. Nu pot să aprob indicatorii, tocmai colegul nostru a făcut un amendament care l-am votat. Pe de altă parte, domnul Cățăl mi-a luat-o un pic înainte, ceea ce e foarte bine, că este atent la... într-adevăr, întâi trebuie să aprobă asocierea și ulterior indicatorii. Numai că fiindu-vă comunicată lista în ordinea în care ne-a venit verificările de legalitate, asta a fost ordinea, trebuia modificată prin amendament. Deci, supun la vot proiectul de asociere cu municipiul Moinești în vederea realizării
unui muzeu. Cine este pe? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind stingerea împrumutului acordat la înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management a Deșeurilor în județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil situat în municipiul Bacău, strada Contorilor, numărul 2, județul Bacău, înscris în cartea funciară, numărul 68.720, în domeniul public al statului, în domeniul public al județului Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 2 al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul special de stat din județul Bacău. Aici ținem cont, evident, de cei care nu participă la vot pentru a evita incompatibilitatea. Și dacă nu sunt intervenții la acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Dacă îmi comunicați... 31 de voturi cât? Și cei care n-au participat. 31 de voturi. A fost adoptat proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre pentru recompensarea elevului Luca Bartolomei pentru performanțe deosebite obținute la campionatul internațional Horus, ce s-a desfășurat în Dubai. Cred că ați văzut și din presă, nu vreau să am să prezint pe scurt, de fapt. Cred că este o normalitate să premiem excelența, să premiem excelența în învățământ. Nu facem decât să încurajăm, să ne încurajăm proprii copii să învețe și să obțină performanțe la nivel atât județean, național, cât și internațional. Este într-adevăr un lucru extrem de remarcabil această performanță a elevului Luca Bartolomei. Ca atare vă supun la vot proiectul de hotărâre pentru premierea elevului. Vă rog, cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 16 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru anul 2022. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma în care v-a fost prezentat. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții în modernizare stradea Calea Caraclăului, municipiul Onești. Vă rog, aveți intervenție, da? Vă rog, domnul consilier județean. Vă rog să luați loc, puteți să... Deci transmit un mesaj din partea primarului din Unii, dați-mi voie să rămân în picioare. Cum doriți, pentru că...
Mesajul este de partea primarului. Vreau să vă spun că să transmit inițiatorului și nu e vorba numai de acest proiect, ci încă două proiecte. Deci odată drumul de la Caraclău, o asociere legată de Spitalul Municipal Onești și poate foarte important și pentru cei din Bacău care merg spre Bacău, de acel pasaj la intrarea Onești. Eu, din partea mea, vă transmit mulțumirile noastre, totodată vă asigurăm de toată prețuirea pentru votul pe care sper că îl puteți da în unanimitate și totodată Consiliul Local Onești și primarul va acorda atenția cuvenită acestui proiect care, eu zic că merită uneștenii, merită băcăvoare. Mulțumesc! Dacă nu... Da. Da, și eu vă mulțumesc. Eu sper că, așa cum ați văzut de la începutul mandatului, echipa Consiliului Județean, Consilierii Județeni și noastră, încercăm să fim într-o deopotrivă măsură echilibrați în a ajuta comunitățile, fie că sunt din Onești sau altă culoare politică, fie că sunt din altă zonă a județului Bacău, dar care, să zicem, nu fac parte din grupul politic PSD Bacău, încercăm să menținem un echilibru în dezvoltarea județului și Oneștiul reprezintă, fără îndoială, al doilea oraș ca importanță la nivelul județului Bacău. Ca atare, cele trei proiecte care sperăm să le ducem până la capăt și să le vedem finalizate, sunt extrem de importante pentru comunitatea de acolo. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Domnule președinte, domnule președinte, doamna secretar, stimați colegi, de multe ori la aceste proiecte nu se vede munca din spatele lor, munca care se depune și se de la propunerea de proiect până la adoptarea și realizarea acestuia. În concordanță cu ceea ce a zis colegul meu mai devreme, vreau să vă felicit pentru atenția acordată municipiului Onești, în special domnului vicepreședinte, care, chiar dacă văd că astăzi nu ridică problema, dar am fost de față și am văzut de multe ori tăria de caracter și puterea cu care se zbate pentru a dezvolta municipiul Onești și dumneavoastră totodată, pentru că chiar dacă nu s-a zis, dar în aceste proiecte 95% din investiția aparține Consiliului Județean, aparține nouă. Încă o dată, domnule președinte, domnule vicepreședinte, felicitări pentru aceste investiții, aceste proiecte și cu siguranță împreună cu primarul municipiului Onești vom dezvolta și acea zonă, cum dezvoltăm și restul județului Bacău. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc pentru intervenții. Într-adevăr, un lucru care nu e de neglijat, faptul că Consiliul Județean finanțează 95% și diferența fiind asigurată de 5% de către municipiul Onești. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la tot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. 36. Deci, în unanimitate a fost votat acest proiect. Vă mulțumesc. La punctul 18 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, restaurare, modernizare și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu cu municipiul Moinești. Nu,
Să pun la vot proiectul înainte de a vă menționa faptul care nu l-am spus la asociere. Contribuția Consiliului Județean este de 90 și a municipiului Moinești de 10. Ca atare, având în vedere interesul județean pentru realizarea acestei investiții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind adoptarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții a fost aprobat în unanimitate. La punctul 19 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între județul Bacău și comuna Corvasca în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții privind remedierea zid de sprijin pe DE 1244 plus DE 1372 km 2 plus 460 km 2 plus 435. Contribuția Consiliului Județean este de 90-10. Dacă noi nu îi finanțăm, pentru că nu au capacitate financiară, pierd fonduri europene. Tocmai pentru asta a fost aleasă această metodă de a-i sprijini, de a sprijini localitatea Corvasca, pentru a nu pierde un proiect aflat în derulare de fonduri europene. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 20 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Comuna Tofteana în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, modernizare drum comunal, DC-ul 131A, de la kilometru 0.000 la kilometru 2 plus 500, comuna Dofteana, județul Bacău. 95. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, aici noi finanțăm 95.5. De investiție se va ocupa o atenție comuna Dofteana. Face legătura dintre două drumuri județene, un drum județean și un drum național. Exista varianta ca noi să-l fi preluat la nivelul județului acest drum și să facem drum județean, dar cred că este mai bine așa doar să facem legătura. Eu am sesizat acel drum de când am fost în teren atunci când au fost calamități anul trecut și am drumul de acolo este care face legătura dintre cele două drum județean și drum național este afectat într-o anume măsură și n-ar face decât să lege pe o localități importante. Vă rog, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. De asemenea, la punctul 21 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău, municipiul Onești, în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții privind obiectivul pasajul de pe DN11 în municipiul Onești, județul Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, domnul consilier județean. Domnule președinte, vreau să-mi exprim bucuria că văd acest proiect în care zi. E un deziderat vechi al oneștenilor, poate care a putea pune până străvechi. Pentru că, pentru prima dată, apare în anul 2000 intenția de a se face acest pasaj. În anul 2000, Consiliul Local Onești a făcut un plan urbanistic general în 30 noiembrie, fiind prevăzut pasajul. Pasajul răspunde nu numai nevoie oneștenilor, ci și tuturor celor care circulă, pentru că e vorba din lumea european. Dacă ne uităm pe harta de trafic, care arată un trafic de 3500 până la 8000 de mașini de 24 de ore, asta înseamnă că vor fi acolo, vor beneficia de acest pasaj
între 1.246, 1.246 de mii și 2.148 de mii de automobiliști, de șoferi de automobiliști. Spuneam, îți doresc foarte mult să se realizeze acest proiect și vreau să dau un învățător celor care se vor ocupa. Am văzut că în proiectul de astăzi că se finanțează realizarea unui studiu de fezabilitate și unui proiect de execuție, dar în acest proiect de studiu de fezabilitate există. Este încă din anul 2009. A fost aprobat. Părerea seara este a fi în situația mai actualizată. A fost aprobat de Consiliul Local Urești. Eram atunci membru în Consiliul Local Urești și era în valoare de 9.575.091 de lei, fără teritoriu. Mai repetați o dată valoare. 9.575.091.000 de lei. Era un post care mi-a zis că nu poate credea. M-aș fi așteptat să vă spun valoarea colegului de lângă dumneavoastră, președintele de ședință, dar domnul Pașu, dacă nu știu. Le are cu cifre? 10 aprilie 2009. Dar cum datoria de asta le are cu cifre, domnul? Da. Așa că ar fi bine de pornit de aici. Pentru că acolo era și soluția constructivă. Am văzut că în proiectul de astăzi mi se spune aerian, subteran. Aerian cred că e greu de realizat, cred că deja este cu viețele din care care este mai sus. Și ar trebui o pasare foarte largă. Acum era vorba de o soluție subterană, pe sub pasaj, și chiar s-au făcut pași importanți să depășească exploderea terenurilor de la intrare și ieșire din pasaj. Acum începe domnul Patriciu și Rădare. Așadar, cred că ar trebui pornit de aici. Susținem cu toată convingerea și cu toată speranța că măcar această dată se va întâmpla. Gândiți-vă că sunt 22 de ani din care s-a lăsat ideea. Poate acum reușim. Da, domnul consilier Județean, dar faptul că i-ați pomenit numele domnului vicepreședinte, colegul meu de ședință vicepreședinte, PAFIL, vă văd obligat să-i dau cuvântul. Vă rog, domnul vicepreședinte. Da, mi-aduc aminte de cele spuse de domnul Olteanu și mă bucur că a făcut recurs la acele hotărâri de Consiliul Local. Da, într-adevăr, este un proiect vechi, dorit de mâneșteni. De altă parte, mi-aduc aminte că am fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai administrațiilor anterioare de la Onești, care tot au amânat acest proiect și, evident, am simțit cu toții în ultimii ani, mai ales când a fost acel pod peste Trotuș în reparații, am simțit ce înseamnă să stai la cozi 20 de minute, o jumătate de oră, ca să poți intra în oraș. Aceasta este utilitatea principală a acestui proiect. Mi-aduc aminte de momentul la care s-a discutat în Consiliul Local aprobarea acestor indicatori tehnico-economici, eu cred că trebuie făcut un nou studiu de fezabilitate, domnul Olteanu, pentru că dacă facem o actualizare, mergem doar pe soluțiile constructive de la acel moment. Eu zic să încercăm ambele variante în ceea ce privește soluția constructivă, aerian, subteran. Este atributul UAT Onești, Consiliul Local Onești va contracta, ca să zic așa, proiectarea acestui SF. O să vedem ce iese și, evident, după ce vom vedea valoarea și soluția tehnică, vom vedea care este drumul de urmat. Este un proiect amplu, un proiect costisitor, dar foarte necesar județului. Mulțumesc! Dacă-mi permiteți, am dat cuvântul domnului vicepreședinte Panfil, care s-a ocupat foarte mult direct de această asociere. Aș vrea să fac o scurtă intervenție referitoare la acest proiect. Tocmai pentru faptul că este un proiect vechi care s-a împotmolit la un moment dat și care, evident, în acest moment nu este realizat. Tocmai de asta este mai mult decât necesar să realizeze un studiu de fezabilitate nou, poate cu alte soluții,
sau cu o soluție care să poată fi aplicată. Pentru că, din câte știu eu și din discuțiile care le-am avut atât cu primarul cât și cu domnul vicepreședinte Pamfil, nu este simplu de realizat. E un proiect complex, într-adevăr, și un proiect extrem de costisitor, care în momentul când noi finanțăm acum 95% din documentație și 5% primăria Onești. Dar tocmai pentru că nu avem o viziune asupra amplorii proiectului și cât ar costa, am fost reticenți în a ne asuma o sumă pentru execuția acestui proiect, pentru că nici nu avem de unde. Nu avem cum să ne ducem orbește pe un teren extrem de fragil. Ca atare, eu cred că acest proiect se poate realiza prin accesarea de fonduri europene, pentru că altfel, eu nu întâmplător v-am cerut suma de atunci, 9 milioane ar fi fost la îndemână, să zicem, să ajutăm municipiul Onești. Dar acest proiect, vă garantez că depășește cu mult această valoare și depășește chiar și posibilitățile Consiliului Județean, cât și a primăriei Onești. Ca atare, împreună cu primăria Onești, o să încercăm să găsim, după realizarea studiului de fezabilitate, o să încercăm să găsim o soluție de finanțare care să nu fie împovărătoare atât pentru bugetul județului, cât și pentru bugetul municipiului Onești. Asta am vrut să precizez, asta am vrut să fac în intervenția mea și dacă mai aveți ceva de completat, vă rog, domnul consilier. Da, vreau să spun că vina legalizării domnului Pantin nu este administrația Onești. A fost să dați importanța Asociației de Consiliu Județean și Primăria Onești. Când a fost în februarie 2012, acest contract a fost semnat. Este aprobat în Consiliul Local, deci aprobat în Consiliul Județean. Deci, Onești nici nu făcut treaba. Mulțumesc. Da, mă rog. E clar. Păi, ne-am făcut, dar nu contează. Acum contează dacă să realizăm acest proiect, ca să repede cel mai important și să nu dăm un vot care să rămâne undeva suspendat până aici. Deci, dacă permiteți să conduc ședința, să știți că v-aș fi îndatorat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 22 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre pentru asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, în vederea implementării proiectului îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19 prin lucrări specifice la instalațiile de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Dacă sunt intervenții pe acest proiect... O scurtă precizare, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Dragi colegi, după cum știți, Spitalul Municipal Onești a fost spitalul suport COVID. A fost o luptă grea, spitalul a fost în linia întâi în județul Bacău. Eu zic că a făcut față cu brio acestei pandemii și mai mult decât atât am avut norocul și mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba asta, că lucrurile au mers în regulă. Ați văzut câte spitale din țară au luat foc pe fondul supra-solicitării rețelelor electrice și rețelelor de fluide. Prin această asociere încercăm să rezolvăm și această problemă la Spitalul Onești. Este vorba de retehnologizarea rețelei de fluide și de înlocuirea rețelelor electrice, tocmai în sensul în care vi l-am precizat. Primăria Onești, executivul ne-a abordat, nu au bani pentru cofinanțarea acestui proiect, care este un proiect semnificativ. Venim și acoperim 85% din cofinanțarea pe fonduri europene. 85% din cofinanțare, primăria Onești 15%. În contextul în care UAT Onești se pregătește să depună proiectul pentru această finanțare. Da, mulțumesc.
Da, mulțumesc pentru precizări, cred că asta este important, pentru că e un proiect care se va depune pe aplicație, pe fond european și dacă nu s-ar fi depus într-un termen foarte scurt, avem un termen extrem de scurt, vreau ca și hotărârea după ce se votează să fie înaintată, tocmai pentru a prinde, a reuși ca și Consiliul Local Onești să promoveze această hotărâre, care împreună să fie depusă în vederea aplicației, obținerii finanțării de fonduri europene. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trec la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Comuna Zemeș în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții Escapada Zemeș Park. Aș vrea să fac eu o scurtă prezentare a acestui proiect. Ne-a fost solicitat ajutorul de către primăria, primarul Comunei Zemeș, în vederea realizării acestui proiect extrem de important pentru dezvoltarea turismului în zonă. Știți foarte bine că zona Moinești, Zemeș, Târgu Ogna, e o zonă extrem de frumoasă și trebuie să creiem pe acele zone, să creiem obiective de atracție. Să atragem turiști în zonă. Să devenim un motor de dezvoltare și chiar să transformăm acea zonă într-o zonă turistică, într-o zonă în care să fie și este de interes județean și poate și național. Eu vă garantez că am să vin în fața noastră atunci când proiectul va fi gata, să vi-l prezentăm, este impresionant. Așa cum v-am prezentat un alt proiect cu municipiul Bacău, Athletic Park, ca și unicitate, și acest proiect din zona Zemeș este un proiect unic. Chiar dacă știu că domnul primar și ca și finanțare, noi avem o 95% și dânsul 5% și se va ocupa dânsul de tot ce înseamnă documente, proiectare, licitație, tot ce ține de această parte birocratică, tocmai pentru a facilita și pentru a merge mai repede pe acest proiect, acest proiect îl doresc realizat cât mai curând. Și, repet, atunci când se vor semna contractele de proiectare, de realizare a studiului de fezabilitate, o să vin în fața noastră să vi-l prezentăm și să vedeți că se poate realiza și la nivelul județului Bacău un proiect extrem de important pentru atragerea turiștilor, atât pe timp de iarnă, cât și pe timp de vară. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, vă rog, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 24 de pe ordinea de zi, am să dau cuvântul domnului consilier județean Izvoran Vasile, pentru președinte ad hoc, pentru a prezenta raportul asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău în anul 2021. Domnul consilier județean. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. În conformitate cu prevederile legii 218 de 2012 de organizare și funcționarea Poliției României, implicată cu competențele și măsurile de ordinare și a articolului 15 interes de regulament de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat în hotărârea Guvernului 7/2002, în baza informării anuale a Inspectoratului de Poliție Județeană, prin măsurile cuprinse pentru deținerea atribuțiilor specifice, autoritatea teritorială de ordine publică elaborează un raport anual asupra eficienței activității poliției care va fi prezentat
în ședința Consiliului Județean, după care va fi dat publicității. Având în vedere eficientitate, am înaintat acest raport asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău, în anul 21, spre a fi supus aprobării plenului. Acest raport conține date din analiza și raportul, prin raportul întocmit de Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău. Acum, nu știu dacă o să dau citire întregului raport sau o să... Doar câteva stipuiri ar fi... Instituția specializată a statului care devine atribuții de menținere a ordinii de bază la cititării și Poliția Română, componența Ministerului de Interne. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău este instituție specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei. Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău constituie un serviciu public specializat organizat la nivelul Județului Bacău și se realizează în interesul comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza executării. Obiectivele generale ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2021 au fost concordate cu cele stabilite la nivel național de către Inspectoratul General al Poliției Române. Prin documentele de planificare strategice, cum ar fi creșterea gradului de siguranță și protecție de cetățeni, prin protejarea persoanei și a patrimoniului, creșterea gradului de siguranță de pierdere pentru cetățeni, creșterea nivelului de încredere a populației poliției. Aceste obiective au fost implementate cu fondul programului de guvernare și a strategiei naționale de ordine și siguranță publică, fiind părătate manifestățile locale în concordanță cu atribuțiile și misiunile utilizate de lege și transpuse în documentele interne de planificare. Acțiunile și activitățile de poliție începute în anul 2021 de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au vizat obiective și prioritățile dintre interesul local și județean, cum ar fi protecția comunităților locale în acțiuni concrete și ferme, pentru prevenirea comiterii de infracțiuni, pentru combaterea criminalității, protecția specială a unităților de învățământ și altor instituții și locuri de grătate pentru condere de copii și tine, măsuri adecvate de protecție pentru cei care trebuie să mergem de risc infracțional ridicat, realizarea unor mecanisme eficiente de comunicare și parteneriat între forțele de ordine publică și comunitățile locale, informarea publicului despre diferite modalități de prevenire a criminalității. O importanță deosebită pentru creșterea gradului de siguranță, înseamnă a fost acordată perfecționării și creșterii eficientei strategiilor de prevenire și de combatere a criminalității. Pentru atingerea obiectivelor stabilite și realizarea indicatorilor de performanță fixate în anul 2021, au fost organizate și desfășurate următoarele activități. În cadrul capitolului creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni și protejarea persoanei și a patrimoniului, au avut mai multe subdiviziuni, acțiuni propuse pentru realizarea obiectivului. Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităților, cu indicatori care unii dintre ei poate par mai mari ca în anul anterior, dar în condițiile pandemice care și-a desfășurat activitatea Inspectoratul de Poliție și Poliția Română în anul, în ultimii 2 ani, bine spus, și raportat și la numărul de personal de care dispune, care este subdiminuat, au fost în concordanță și chiar în plus, chiar dacă indicatorii ca cifre statistice, poate la unele capitole și la unii indicatori propuși, au fost mai mari în anii anteriori. Chiar Inspectorul General al Poliției Române în analiza de balanț a menționat acest aspect. Că este mulțumitor, chiar dacă unii indicatori sunt mai mari decât cei din anii anteriori. Dar raportarea situației și la numărul de personal și la implicarea Poliției Române și a Inspectoratului Județean de Poliție Bacău în activitățile de zi cu zi au adus un grad de siguranță mai mare cetățenilor din județul Bacău și din România. Un alt capitol este creșterea gradului de siguranță în fieră pentru cetățeni. Aici, la numărul de infracțiuni sau la numărul de acțiuni privind organizarea principalelor abateri, care au generat un risc chiar mai mare, dar prin măsurile varte au reușit să echilibreze unde, inclusiv Consiliul Județean, prin vocațiile voastre, am venit să sprijinul pentru că ne-am furat de siguranță mare în perioada inauditoare a implementării acelui proiect. În evoluția aplicabilității județului Bacău în anul 2021, comparativ cu anul 2020,
sunt evoluții generale unei inspectorate de poliție județean Bacău, prin indicatorii pe care i-a prezentat, are și o creștere de 30% a infracțiunilor sesizate, ceea ce reprezintă un plus de 1583 de fapte față de anul 2020 și de 13793 față de anul 2021. Sesizăm că din cele 13793 de fapte sesizate, 148 au fost comise în anii anterior și sesizate în an ce au urmat de unități de poliție sau de parchet. Un alt indicator în analiza toată reprezintă criminalitatea sesizată contra persoane. În metoda acelor indicatorii prezentați, unii sunt crește, alții sunt cu diminuări, dar pe ansamblu organele de poliție au reușit să echilibreze și să fie cu mai aproape și pe educare de siguranță cetățeană. După aia, un alt punct de referire este criminalitatea sesizată contra patrimoniului. Tot la fel, unde datele statistice evidențează o scădere de 0,7%. Iar la capitolul și indicatorul de importanță la care am făcut referire, puneam zis și noi, sprijin siguranța rutieră, efectivele structurilor rutiere în jurul acolo, desfășurat activități prevăzute de plan la unii de supraveghere, îndrumare și control, de programele de parteneria și prevenire, combaterea accidentelor rutiere, programe de reducere a accidentelor de circulație și de ordine dispoziții în linie. În perioada analizată au fost testate un număr de 713 evenimente rutiere cu 109 accidente grave, o diminuare de minus 23 accidente față de anul anterior. Și accidente ușoare 64, cu un plus de 145 față de anul anterior. Alte misiuni și activități desfășurate în anul 2021, pentru îndeplinirea obiectivelor din domeniul prevenirii criminalității, s-a procedat la elaborarea și implementarea trei programe prioritare de acțiune cu concordanță cu dispozițiile Inspectoratului General al Poliției Române și cu programul de guvernare 2020-2024, cum ar fi program de prevenire a infracțiunilor contra persoanei cu acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, program de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului cu acțiuni de prevenire a infracțiunilor cu grad ridicat de impact emoțional și sociologic cu comunitate. Programul de prevenire a violenței domestice și agresiunilor de natură sexuală au fost implementate două campanii și au fost desfășurate 45 activități preventive cu caracter general, în care au fost informați un număr de 150 de beneficiari. Au mai desfășurat și alte activități pentru deservirea comunității, unde tot la fel indicatorii au fluctuat, dar pe ansamblu au condus la o stabilitate în acțiunile poliției în sprijinul cetățeanului. Au fost centralizate de asemenea și raportate și anul superioare activități desfășurate în anturii pe Jebatul, pe linia prevenirii și combaterii scândirii virusului SARS-CoV-2, fiind gestionate 2032 de acțiuni punctuale în context COVID, care au fost angrenate 26.105 efective de poliție. Interacție cu mass media, monitorizarea de prezentare a activității inspectoratului. Activitatea inspectoratului a fost prezentată în 5.852 de articole de presă și 152 de materiale audiovizuale. În perioada analizată au fost primite și înregistrate și cărțile partizate un număr de 9.627 petiții, mai mult cu 19.9% față de perioada similară anului trecut, din soluțiunea de 9.407 petiții. În urma monitorizării activității de poliție efectuate pe parcursul anului 2021 la nivelul județului Bacău, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău constată o creștere a eficienței serviciului polițienesc, în ceea ce privește asigurarea ordinii și legii publice, asiguranței persoanei, colectivităților și poporului acestor. Astfel s-au urmărit creșterea autorității poliției și asigurarea respectării legii prin întărirea prezentei echipelor de patrulare în mediul de exces administrativ, în scopul creșterii vizibilității elementului polițienesc și de faptelor infracționale. În venit la întâlnirii primatului de siguranță și securitate publică, Autoritatea Teritorială de Republica Bacău recomandă conducerea Inspectoratului de Poliție și Bacău să continue măsurile începute în anul anterior pentru o abordare activă, corectă și concertată în vederea construirii unui sistem eficient de ordine publică orientat către nevoile cetățenilor, în care oamenii și comunitățile să simtă mereu siguranță. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul consilier Bețean, dacă sunt
observații sau intervenții la acest material. Vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, așa că în loc de statistica prezentată, să știți că pe mine nu mă mulțumește și cred că nici pe dumneavoastră evoluția infracțională, mai ales în județul Bacău. Mă uit la, și uitați-vă aici, unde am văzut, cu 300% undeva, infracționalitatea aplicată, 95% plus, așa, infracțiunile stradale, plus 369%. Deci asta înseamnă că devenim o comunitate cu, din punct de vedere a infracționalității, cu probleme. Nu intru în amănunte, dar eu cred că trebuie să ne aplicăm, să ne aplicăm și pe acest domeniu, mai ales pe partea de prevenție. Nu știu cum se formează bugetele lor, dar cred că trebuie ajutați și la nivel local și la nivel național. Dar aș vrea să mai solicit ceva. Nu este prins aici acel caz politic în județul nostru care s-a desfășurat la Onești, pentru că acolo încă să trag concluzii. De ce spun asta? Pentru că citesc și eu din presă, mă refer la acea crimă de care cu toții cred că ne amintim așa cu respingere. Citesc și eu din presă tot felul de lucruri. Au găsit vinovații în comandantul poliției, au găsit și așa mai departe, dar așa o finalitate a ceea ce s-a întâmplat acolo nu există. Și aș propune ca acolo, ca să existe un special pentru acto, și să veniți cu un raport către consilierul județean referitor la acel caz. De ce? Pentru că el poate în evidență multe alte aspecte ale societății în care trăim. Bine, au găsit, chiar asta m-a deranjat, spun drept, că cei de la București au venit și au spus, gata, domnule, trăim capul X, Y și Z. Și cu asta, parcă așa s-au mulțumit unii. Eu nu sunt mulțumit. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo. Să vedem ce erori s-au făcut. Pentru că aceste lucruri nu trebuie să mai repete. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnul consilier Bățean, dacă mai sunt alte intervenții la acest material, vă rog, domnul consilier Bățean, în da, tot cu Sargonești, asta, domnul președinte, de acord, domnul, trebuia să începi chiar cu eu, prin. Chiar în săptămâna trecută în presă, vă spun eu, dacă n-ați văzut, și n-ați început cu acel grav incident care s-a întâmplat, s-a redeschis dosarul Onești, probabil alta va fi turnul acestui caz, și noi la Bacău avem comandant din Chereman. Adică trebuie să, pe acest caz, să purtăm mai multe discuții care, știu eu, să lămurim mai clar niște probleme. Numai o singură apreciere. Eu cred că această anchetă nu trebuie să țină neapărat de adop. Hai să zic că adopul îi face totuși o informare a ceea ce se întâmplă. Nu face anchete adopul. Dar în asentimentul domnului Vreme, să știți că eu zic că astăzi, dacă se întâmplă, Doamne ferește, o situație apare, o situație similară, din păcate, și rezultatul va fi similar. Vă spun pentru că s-au luat niște măsuri de dragul de la măsuri. Deci București eu? Da. Nu, București eu luat măsuri așa ca să zâmbi de la măsuri. Dacă mâine, Doamne ferește, se întâmplă, apare o situație similară. Sunt de acord. Dacă îmi permiteți să intervin și eu pe acest subiect, într-adevăr este unul din cele mai grave incidente, atât la nivelul județului, cât și la nivel național. Într-un fel sau altul, fără să am calitate de a analiza activitatea atât a poliției județene, și a poliției județene, când mă pot referi
nu am această calitate și nu o să fac referire la modalitatea de a rezolva un caz, dar cred că cetățeanul, de la nivelul județului, trebuie să se simtă în siguranță. Ori o anume, să zic așa, nu știu cât ne încălzește ceea ce măsurile dispuse, cât cred că ne pune într-o oarecare regim de siguranță ceea ce trebuie să facă la nivelul județului poliția, în așa fel încât să nu se mai repete acest gen de incidente. Nu am calitate și cum nici noi nu avem calitate de a hotărâ sau a propune sau a face anumite aprecieri faptul că este o conducere împuternicită, interimară, nu cred că afectează calitatea actului de poliție de la nivelul județului și nu cred că noi suntem o măsură să stabilim modul cum se desfășoară activitatea în cadrul inspectoratului. Am vrut doar să fac, într-adevăr, noi suntem prin ATOP, avem o componentă de siguranță la nivelul județului, pe care pe aceasta vrea să mergem, dar aș vrea să ne depășim anumite atribuții. Dar susțin propunerea domnului consilier județean primei referitoare la o informare în cadrul ATOP-ului și în cadrul și la nivelul consilierilor județe, a rezultatelor anchetei în măsura în care se poate evidenți și în care această anchetă este finalizată și poate fi și publică. Vă mulțumesc și dacă nu sunt și alte intervenții, am să dau vorba la consilierul județean. Președinte, eu vă spun că aveți această calitate pentru că dumneavoastră trebuie să vegheați și la siguranța cetățeanului, exact cum ați spus. Eu o singură întrebare am, dacă astăzi, pentru că așa știu că era o practică în plenul Consiliului Județean, pentru că noi aici putem să ne dăm cu presupusul și exact cum a spus și domnul consilier în vreme, vedem niște creșteri alarmante. Poate unii dintre noi ar fi avut de adresat o întrebare. Știm activitatea colegilor din ATOP, eu am fost în ATOP, îți este prezentat un raport de Inspectoratul de Poliție Județeană. Dar cred că cel mai bine ar fi fost ca astăzi să avem în sală un reprezentant din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană și atunci cred că toate discuțiile erau închise. Rugămintea mea, dacă astăzi m-a fost nimeni convocat, măcar atunci când se prezintă raportul ATOP, cei dintre noi care au de adresat o întrebare, cred că putem avea privilegiul de a le spune direct. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc că am reținut acest aspect. Pare că domnul consilier județean, Emil Patrick, vă rog. Bună ziua, domnul președinte. Aș aduce și eu la cunoștință faptul că am și lucrat în Ministerul de Interne. În primul rând, lipsa personalului din Ministerul de Interne face ca să ajungem în situația în care am ajuns, cu foarte multe infracțiuni în comise, în al doilea rând, dotarea colegilor din Ministerul de Interne și ca să-i răspund și domnului Vremi, referitor la cazul de la Lunești. Într-un asemenea caz, organele speciale de cercetare penală își fac datorii acolo. Noi nu putem să ne implicăm din afară. Și în timp cât procesul este în curs de cercetare, automat este și secret. Când o să ia niște concluzii la nivel de judecătorie sau procuratură, atunci vor fi cunoscute publicului și atunci noi putem să avem o reacție la ceea ce s-a propus. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier județean. Dacă îmi permiteți o mică adăugire, că tot am discutat de atribuțiile noastre, eu nu cred că președintele Consiliului Județean are atribuții de siguranță. Doar printr-o componentă ATOP, așa cum este președintele ATOP, această ordine și siguranța publică este în atributul prefectului județului. Dar dacă tot s-a pomenit să vedeți că este de actualitate acest subiect de la Unești,
am să vă citesc ceva din presă care a apărut acum câteva minute. Moment crucial pentru șeful SIAS pus sub acuzare în dosarul intervenției de la Mănești, este chemat să dea prima declarație în calitate de suspect. Deci, ca atare, vin în completare la ceea ce a zis domnul consilier județean Emil Patrichi, atât timp cât este o cercetare curs, nu cred că poate exista nicio informare la nivelul atopului, cât și la nivelul consilierilor județeni. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenții, era doamna Poșa, vă rog, doamna consilier. Aș dori doar să intervin, să spun că nu trebuie să verificăm încrederea cetățenilor în instituțiile statului, care ne apără până la urmă. Trebuie să promovăm și să facem tot ce ne stă în putere, să întărim încrederea cetățenilor în Poliția Română. Noi am discutat în comisiile ATO aceste rapoarte. Rapoartele sunt și cifrele care sunt prezentate în raport sunt comparate cu un an de pandemie, dar raportat la un an normal de infracționalitate, nu sunt așa de speriat. Sunt chiar în regres, nu sunt în progres. Infracționalitatea trebuie combătută și încrederea cetățenilor trebuie întărită. Acest lucru am pus de la doua. Și nu cred că dacă acum s-ar întâmpla același caz de la Mănești, nu ar fi o îmbunătățire în modalitatea de intervenție a Poliției Române. Garantat vor interveni altfel decât s-a făcut atunci. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Da, domnule Stasiunia, că nu prea este... Nu avem noi calitate să avem ceva, ci doar trebuie să știm că suntem în siguranță și, într-adevăr, încrederea cetățeanului în această instituție trebuie să fie mult mai mare, în măsura în care nu noi o să-i putem da această încredere, ci chiar poliția pe națiune pe care le desfășoară poate să genereze încredere. Dacă mai sunt intervenții pe acest subiect, vă rog, mai aveți o intervenție? Da. Ok. Bine, mulțumesc frumos. Am să trec la punctul 25 de ordine de zi. Proiectul de se prezintă proiectul de hotărâre referind modificarea organigramului și a statutului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Batalor. Dacă nu sunt intervenții la acest subiect, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. La punctul 26 pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 63/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Nu participă domnul Andrieș, da? De voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc! La punctul 27 de pe ordine de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Așa cum am fost informat vineri, a avut loc ședința Consiliului de Administrație, în baza căreia s-a emis o hotărâre a Consiliului de Administrație din data de 25.03.2022 de anularea procedurii de concurs care a fost suspendată prin hotărârea numărul 8/26.08.2020. Față de acest aspect se impune proiectul de hotărâre privind însușirea regulamentului de organizare și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean Bacău. Am făcut aceste mențiuni pentru că fac parte din dispozitivul hotărârii
judecătorești de la Curtea de Apel și ca atare urmăm pașii care au fost dați de către instanța de judecată. Dacă nu sunt, vă rog, așa, sau un lucru, trebuie să vorbim, domnul Bărțu, vă rog. Clar că trebuie aprobat conform procedurii și conform legislației, care președintele este permisit să aprobe. Acum, noi, Consiliul Județean, nu suntem în direcție de legislație prevăzut, dar și aprobare. De asta am să vă spun că nu este aprobare. Este, este o întrebare, dacă noi trebuie să dăm un vot aici, pentru că nu suntem invocați în lege. Este corect. Observația noastră am să fac o... Am o clarificare. Am să vă spun de ce. Tocmai pentru a respecta principiul transparenței, v-am supus dumneavoastră să vedeți, ținând cont că sunteți organ decidere, v-am supus spre mare la cunoștință regulamentul. De asemenea, dacă ați observat și ați citit cu atenție, nu se aplică motamul, noi conducem Spitalul Județean nu doar din punct de vedere executiv, ci din punct de vedere a decidentului, mă refer la Consiliul Local, care e organ decident în acest sens, și mi s-a părut, să zic, extrem de corect să vă supun nu aprobării, ci însușirea acestui regulament, că sunteți de acord cu el. Asta este singura anotare. Evident că acest regulament urmează ca prin decizia președintelui Consiliului Județean să fie aprobat și dispus către, către Consiliul de Administrație a Spitalului Județean în vederea aplicării acestuia. Cred că am răspuns complet pe toate aspectele pe care le sesizăm. Vă rog, doamna Consiliul Județean. Am primit pe 25, iată, de bună vestire, vestea bună că se organizează concurs și am luat la cunoștință regulamentul. Dar, ținând cont că data trecută, așa cum ne-ați explicat dumneavoastră în ședința trecută, oare nu comitem din nou o greșeală în condițiile în care consilierii județeni trebuie să... Pentru că știm că vor fi foarte mulți ori pe acest concurs și eu n-aș vrea să repetăm, sunt convinsă că este o muncă în spate, se alcătuiește o comisie. Noi am primit cu 3 zile și nu cu 5 zile acest regulament. Atunci, ori dumneavoastră decideți și rămânem cu acest regulament ca o informare de principiu a consilierilor județeni, pentru că dacă dăm un vot cu 3 zile, atunci înseamnă că deja suntem într-o ședință extraordinară și nu mai suntem într-o ședință ordinară. Am înțeles și grava, am înțeles de ce noi am primit materialul pe 25, nu este un reproș adresat nimănui, că atunci a fost Consiliul de Administrație la Spitalul Județean și atunci s-a luat decizia, ok, dar totuși noi am primit materialul cu 3 zile înainte, nu cu 5 zile. Și atunci nu aș vrea ca cineva, noi dând un vot astăzi, să ne trezim contestați. Ba mai mult, dacă ne uităm la, da, 3 zile calendaristice în condițiile în care a fost și un weekend. Nu, asta e problema. Cred că toți vrem să ne dăm concursul pentru a ieși lucrurile ca la carte. Dar dacă vă uitați la alte consilii județene, în momentul în care, din țară, eu personal am avut curiozitatea să verific, când s-au pus proiecte pe ordinea de zi cu 3 zile înainte și nu au fost justificări de dată, de exemplu cum am avut și astăzi modificarea regulamentului la protecția copilului și direcția de evidență a persoanelor și nu se justifică, dacă cineva atacă aceste hotărâri, uitați-vă că instanțele le-au cam dat câștig de cauză celor care au atacat. Pentru că nu s-a justificat aici la Spitalul Județean, nu știu cum considerați, ori o lăsăm doar ca informare, ca să nu mai poată cineva ataca, ori dăm un vot, dar să nu uităm că avem 3 zile noi, consilierii județeni, de când am primit materialul și nu 5, conform unei ședințe ordinare. Da. Mulțumesc mult! Am să vă răspund pe alte aspecte sau pe toate cele pe care noastră. În primul rând, am votat suplimentarea ordinei de zi. Votând suplimentarea ordinei de zi, am achiesat cu toții că avem un proiect de hotărâre care trebuie votat. Deci, ca atare, doar inițiatorul poate să-l întreagă de ordine de zi și să-l pună într-o altă formă.
Urgența acestui regulament e cauzată de două chestiuni, v-am spus, tocmai pentru a fi, să zic așa, mai circumspecți. Această hotărâre dată este de însușire, nu de aprobare. Răspunderea aprobării regulamentului aparține președintelui Consiliului Județean. Mie mi s-a părut, scrie la legea 95, articolul 4 sau 5, că este în atributul președintelui Consiliului Județean să aprobe prin act administrativ. Nu Consiliul Județean aprobă regulamentul. Dar de însușit, mi s-a părut de bun simț să aveți cu 3 zile, cu 2 zile, cu o oră, în așa fel încât, dacă aveți anumite aspecte care vreți să le semnalizați, să le puteți semnaliza acum. Asta a fost logica și demersului aparatului tehnic executiv de la nivelul Consiliului Județean. Tocmai pentru a evita vreo altă interpretare legată de aplicarea legislației în materie de susținerea concursurilor la nivelul Spitalului Județean Bacău. Am să vă fac și o altă mărturisire. Să știți că, din mai multe puncte de vedere, am fost și la ministrul de resort, tocmai pentru a cere un sfat în a aplica în tocmai regulamentul de organizare și de organizare unor concursuri. Știți că la nivel național nu există o practică unitară. Pe de o parte, se aplică în tocmai regulamentul aprobat de ordin de ministru, fără a mai trece prin dispoziție și doar notificările se aprobă de către prin dispoziția președintelui Consiliului Județean. Atunci, de fiind contestat, așa s-a interpretat din punct de vedere al instanței, n-am făcut decât să respectăm. Pentru a evita aproape orice altă întrebare suplimentară, mi s-a părut corect și firesc să vă supun atenției acest regulament. Eu cred că regulamentul, având maxim 10 pagini pe urmășel, nu cred că reprezenta un mare efort de a studia, cu atât mai mult cu cât sunt foarte puține modificări făcute în regulament, dar nici nu poate fi, nu putem să facem copy-paste după regulamentul ordinului, după regulamentul Ministrului Sănătății. Noi, după cum bine știți, nu avem un organism specializat pe domeniul sănătății. Tocmai de asta am încercat așa natură să urmăm atât ordinul, cât și organiza și partea de condiții care trebuie să le îndeplinească un manager de spital. Tocmai pentru a evita orice altă discuție. Mai sunt intervenții. Am să vă citesc tocmai pentru a evita vreo interpretare. Supun la vot proiectul de hotărâre în vederea însușirii regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică a Spitalului Județean de Urgență Bacău, prevăzută în anexa care face parte integrată din prezent. După intrarea în vigoare a prezentului, președintele Consiliului Județean Bacău va emite act administrativ în vederea aprobării regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Mie mi se pare extrem de clar și cred că respectăm toți pașii, tocmai pentru a evita un alt semn de întrebare din altă parte. Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Da, vă mulțumesc. Deci după sfârșit, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de 25. 25.
Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte... Dacă nu sunt alte intervenții de final, odată epuizată ordinea de zi, vă doresc o săptămână ușoară. Da, vă rog. Păi, să mai facem o dată. Mai facem... Deci, doar vă rog să aflăm rezultatul final și eu nu mă rog. Da. Hai, dați-vă rezultatul, anunțați-l. 36 în sat. 37. Deci nu lipsește nimeni. Nu lipsește nimeni. Sunt 37 în sat. Da. Mulțumesc. O săptămână ușoară.